Hai să gătim somon cremos cu roșii zvântate împreună cu lapmol. Într-o tigaie bine încinsă prăjim somonul pe ambele părți. Scoatem somonul și în aceeași tigaie adăugăm untul nostru și usturoiul. Călim usturoiul și adăugăm smântâna noastră. Condimentăm cu piper negru și sare după gust. Adăugăm spanacul și roșiile zvântate, amestecând în răstimpuri până primim un sos cremos. Întoarcem somonul în tigaie pentru 5 minute și servim imediat. Poftă bună!